După două săptămâni de la demararea înscrierilor pentru compensații pentru energie în sezonul rece 2024-2025, au fost depuse peste 506.000 de cereri din partea cetățenilor. Ministerul Muncii și Protecției Sociale precizează că, pentru a beneficia de compensațiile pentru luna noiembrie, persoanele interesate trebuie să se înregistreze pe platforma compensații.gov.md până pe 28 noiembrie. Pe parcursul sezonului rece, cererile pot fi depuse în orice moment, însă compensațiile nu vor fi acordate retroactiv. Dacă cererea este depusă după data de 28 a lunii, compensațiile vor fi acordate începând cu luna următoare. Sunt eligibile toate gospodăriile care utilizează gaze naturale, energie termică, energie electrică sau combustibil solid pentru încălzire. Menționăm că în acest an, prin decizie guvernamentală, compensațiile vor fi alocate cetățenilor sub formă de plăți directe pe card sau la poștă și nu vor mai fi incluse automat în facturi, așa cum s-a întâmplat în sezonul 2022-2023. În acest an, condițiile s-au înăsprit. Astfel, autoritățile vor analiza cererile prin intermediul mai multor filtre, cum ar fi veniturile declarate, valoarea proprietăților, consumul de energie din anul precedent și statutul fiecărui membru al gospodăriei. Bugetul alocat de guvern în acest sens va depăși 1,1 miliarde de lei, în timp ce în sezonul 2022-2023 bugetul a fost de 5 miliarde de lei, adică cu aproape 4 miliarde de lei mai puțin.